O petrecere surpriză, o poveste de aventuri scrisă de Walco. Această poveste o voi citi special pentru Vlad Barăcea, care ne-a împrumutat multe cărticele cu frumoase povești. Erau după amiază toridă de vară, iar poiana iepurașilor era scăldată în lumina și căldura toropitoare ale soarelui de vară. Ursoc și iepurilă zis și rilă cavalerilă, le neveau la umbra marelui stejar, alături de delofanul Iacob, verișorul lui Iepurilă. Iepurașul cel delofan se lua la întrecere în sforăituri cu porcul de apă, iar Iepurilă zăcea cu ochii între deschiși, cu casca pe frunte și sabia de cavaler alături. Ursoc stătea cu ochii închiși, însă nu dormea, ci zâmbea fericit. Mai dorm de trei ori și vine ziua mea! și a spus emoționat, în gând. Era foarte bucuros că se apropia aniversarea lui, însă nu spusese nimănui, pentru că își dorea foarte mult ca prietenii lui să-și amintească singuri. Ce coincidență! fix la același lucru se gândea și iepurilă. Sâmbătă este ziua lui Ursoc, oare care ar fi cel mai potrivit cadou pentru el? Se întreba cavalerilă. Voia să-i facă celui mai bun prieten al său o surpriză pe cinste. Voia să-i facă cel mai frumos cadou, însă n-avea nicio idee. Dintr-un tufiș și-a făcut apariția o gâscă. Trăgea o geantă după ea, era toată transpirată de la căldură și gâfâia. Se vedea că bătuse drum lung. Ia te uită, însă-și doamna Gaga!" a exclamat coțofana din copac. Vorbele acelea au spart liniștea după amiezei, iar Iacob cel grăsun și porcul de apă s-au trezit brusc. La fel și veverițele și ratonul. Doamna Gaga tocmai se întorsese de la oraș, unde fusese în vizită la o bună prietenă. Nu mai pot de s-a plânsia și a băgat capul în găleata plină cu apă. Vai, ce bine e să bei apă!" A zis ea, trăgându-și răsuflarea și a continuat să bea. Imediat, doamna Gaga a început să povestească pe nerăsuflate, iar întreaga adunare o asculta captivată. A fost de vis în vizită, însă cel mai frumos a fost ieri, în parcul orașului, a mărturisit ea entuziasmată. Întâi am fost la o piesă de teatru în aer liber, iar apoi am luat cina la lumina luminărilor. Cine este... Cine în lalul minerale? a întrebat curios ursoc. Cină la lumina lumânărilor, l-a corectat doamna Gaga. Înseamnă să iei masa de seară și să ai lumânărele aprinse pe masă. Nu vă puteți imagina cât de minunat este. Spectacolul a fost atât de... atât de... de incredibil și de sublim, le spunea emoționată gâsca. Tot ce le povestea doamna Gaga despre teatru îi entuziasma pe cei de față, iar cel mai captivat era Ursoc. Ce mi-aș dori să particip și eu la un asemenea spectacol, măcar o dată în viață, am mormăit el visător și, neapărat, la o asemenea cină la lumina lumânărilor, a completat doamna Gaga, emoționată și ea. Crede-mă, este de poveste, ciuperci gratinate cu salată, incredibil de rafinat, a continuat gâsca încântată. Cina asta minunată mai are și un al doilea fel de mâncare? Dar desertare? A întrebat ursoc căruia i se făcuse deja foame. În plus, voia să afle absolut tot despre cină. Întors la casa din copac, ursoc a căzut pe gânduri. Ce păcat că la noi nu există teatru, a zis el abătut în timp ce mânca. Lui cavalerilă i-a venit o idee. Dar să știi că și noi putem avea o cină din aceea, i-a zis iepurile lui Ursoc. Ce ar fi să organizăm sâmbătă o surpriză asemănătoare pentru prietenii noștri? Ursoc a rămas fără cuvinte. Se părea că iepurilă habar n-avea ce zi specială era sâmbătă. Sunt convins că nu o să uite, pot să pariez. S-a încurajat însă singur ursul însă ceea ce nu știa Ursoc era că iepurile doar se prefăcea că a uitat. Bineînțeles că iepurașul remarcase ce entuziasmat fusese Ursoc când povestea doamna Gaga. Dacă aș putea să-l surprind pe Ursoc o piesă de teatru, ar fi ceva, se gândea Rilă, și apoi cu o cină la lumina lumânărilor. Iepurile era atât de emoționat că nici nu putea să adormă. Își făcuse un ceai, stătea la masă și încerca să organizeze ziua lui ursoc. S-ar putea să funcționeze planul, însă n-ar să scriu totul pe o listă, și-a spus Rilă chiar înainte să ațipească. Când s-a trezit a doua zi și a coborât la micul dejun, ursoc l-a văzut pe Rila șușotind cu doamna Gaga și cu alți tăcini. Hei, bună dimineața, ce s-a întâmplat? De ce v-ați trezit așa devreme?" a întrebat nedumerit ursul. Nu s-a întâmplat nimic, chiar nimic, a răspuns repede Ariciul. Celelalte animaluțe l-au aprobat. Mă gândeam să facem o mică excursie împreună în această zi minunată. Ce zici, Ursoc? i-a propus iepurila. Am putea merge în pădure, să o culegem ciuperci, știu eu, un loc lângă o pajiște verde. Da! a exclamat Ursoc nerăbdător și încântat. Lui Rilă îi plăceau tare mult plimbările, iar de data asta trebuia să meargă cât mai mult cu ursoc și să se depărteze de casă, pentru ca prietenii lor să aibă suficient timp să facă nestingheriți ceea ce scria pe lista lui Iepurilă. Așa că Rilă și Ursoc au pornit la drum, pășind prin iarba plină de rouă și cântând cântecele de drumeție. Curând li s-a alăturat și un șoricel de câmp, care era singur și se plictisea. Deși era cam departe, în pădurea cu ciuperce de lângă pajiștea cea verde creșteau cele mai frumoase, cele mai mari și cele mai apetisante ciuperci. Nu era chiar sezonul lor, însă fiind o vreme așa frumoasă, nu se știe niciodată de unde sare vreo ciupercă. Poate avem noroc și găsim destule ciuperci ca să gătim ciuperci gratinate, a mormăit pofticiosul soc. Ar fi o super cină pentru prietenii noștri, Păcat că nu știu vreo ocazie pe care să o sărbătorim, s-a alintat el. Da, nici eu n-am habar de vreo ocazie, a zis și iepurilă. Șoricelul de câmp nu pricepea despre ce vorbeau cei doi prieteni și, oricum, nu-i păsa. În plus, șoricelul n-avea de unde să știe ce se întâmpla în jurul marelui stejar, până și ursoc ar fi fost surprins dacă ar fi știut. În tot acest timp, vecinii pregăteau de zor surpriza cu ocazia zilei de naștere a lui Ursoc. Era o surpriză specială din partea lui iepurilă, cel mai bun prieten al său. Vecinii erau foarte fericiți, mai ales că de mult timp nu se mai distraseră așa de tare. Iepurilă, Ursoc și șoricelul de câmp au avut ceva de mers până să ajungă la pajiștea cea verde. "Wow!" a exclamat bucuros ursul. În iarba înaltă se puteau întrezări primele ciuperci. Uite, iepurilă, deja se văd!" a strigat el fericit. Nu bătuseră drumul degeaba până acolo. Hai să mergem, ce mai așteptăm?" s-a bucurat și rilă și au zbugit-o amândoi după ciuperci. După ce străbătuseră mai întâi o parte din drumul drept și fără prea multă vegetație, Acum începea urcușul. Trebuia să pășească peste copaci dezrădăcinați, peste colțuri de stâncă și mai ales printre tufele de mure preferatele lui Ursoc. Iar el nu avea de gând să rateze așa o spăți. Au ce mă înțeapă spinii ăștia! Mormăia el, înaintând printre tufe și înfruptându-se cu nesat din fructele coapte. Înaintau cu greu, drumul era tot mai anevoios, iar copacii aveau din ce în ce mai puține frunze mai mai să-și scoată ochii amândoi în niște crengi răzlețe, iar ursoc a rămas chiar agățat de câteva ori în niște cioturi. Într-un final au ajuns și în pădurea mult dorită. Deja le simt mirosul, s-a bucurat ursoc, dar când s-a uitat mai bine, toate ciupercile aveau pălările tăiate, iar ceea ce adulmecase el era doar tulpinele. – Ce ghinion! Cu siguranță mai fost cineva înaintea noastră aici! – s-a bosumflat iepurilă. Șoricelul era și el tare dezamăgit. – Uite, am găsit o ciupercuță! – a strigat îl soc. El a smuls-o cu grijă din pământ, iar prietenul cavalerilă a pus-o în cască. – Nu ne ajunge pentru ciupercile gratinate! – a zis iepurilă posomorât. Au căutat în continuare, însă găseau numai tulpini și resturi de ciuperci. Șoricelul a fost mai norocos și a descoperit chiar o ciupercă întreagă, ascunsă după o piatră. A durat o veșnicie până a găsit și Ursoc o ciupercă. Pe marginea prăpastiei, din nefericire, șoricelul și iepurilă n-au îndrăznit să se aventureze chiar până acolo, însă Ursoc a fost mai curajos și a cules-o. Cavalerilă, ursoc și șoricelul de câmp s-au tot învârtit prin pădure, au căutat peste tot, au scotocit sub covorul de mușchi, prin iarbă, în jurul pomilor, sub fiecare piatră, însă, fără rezultat, n-au mai găsit nicio ciupercă. Of, cum să facem să găsim mai multe ciuperci? a întrebat ursoc dezamăgit. Ce bune ar fi niște ciuperci gratinate! La lumina lumânărilor ar fi absolut minunat pentru o zi de naștere, se gândea Ursoc: Dacă-și ar aminti și cavalerilă, ce bine ar mai fi! Nu știu de ce, dar am așa un sentiment ciudat, ca și când, poimine, ar fi o zi specială. Tu ce zici, iepurilă? a întrebat Ursoc nevinovat. Chiar în acel moment i-a căzut pe nas un strop mare de ploaie și s-a auzit un tunet puternic. Furtună! a țipat iepurilă. Mai e puțin și se întunecă! A mai tunat o dată, de data aceasta, și mai aproape, și a început brusc să plouă cu găleata. Mai bine plecăm de aici, a zis cavalerilă. Atenție să nu alunecați! Le-a strigat el celor doi prieteni, mai ales că terenul era foarte abrupt, iar pământul era foarte umed. Eu sunt foarte atent, iar răspunsul soc. Nici n-a apucat însă să se termine de vorbit, ca și alunecat în prăpastie. Până aici l-a fost. Ursoc a alunecat în prăpastie și i-a tras după el și pe cavalerilă și pe șoricel, cu tot cu cască și cu ciuperci. Din fericire, s-au oprit la timp, înainte să se rostogolească tot în torentul înfricoșător. Din nefericire, ciupercile au ajuns fix în mijlocul apelor învolburate. S-a mai auzit un trăsnet și, foarte aproape de ei, a lovit un fulger pământul s-a cutremurat, apele au vuit, iar cerul se făcea din ce în ce mai negru. În acel moment, l a observat o deschizătură într-o stâncă. Repede, aici!" a strigat el. Toți trei s-au adăpostit înăuntru. Între timp, acasă, lumea habar n-avea ce furtună năprasnică se abătuse peste pădure. Probabil că Valeriră și Ursoc stau acum foarte confortabil în jurul unui foc de tabără, a început să comenteze ratonul, și cu siguranță gătesc acum o supă de ciuperci delicioasă a presupus pofticios Iacob cel Dolofan. Iar ursoc habar n-are de surpriza noastră, a chicotit doamna Gaga. Într-adevăr, Ursoc nu bănuia nimic. Se adăpostise în peșteră împreună cu iepurilă și cu șoricelul. În afara peșterii, furtuna se dezlănțuise de tot. Ploua cu găleata, tuna și fulgera îngrozitor și în plus, se mai lăsase și noaptea. Șoricelul a început să strănute. Cred că vom nopta aici," a spus cavalerilă. Mâine cu siguranță vom găsi ciuperci proaspete, doar nu degeaba se spune au apărut precum ciupercile după ploaie." Ar fi bine să fie așa," a mormăit ursoc. Apoi s-au cuibărit unul lângă celălalt ca să-și țină de cald și au adormit. Când s-au trezit dimineață, soarele strălucea vesel pe cer. După ce s-au spălat în apă proaspătă de izvor și s-au înviorat, au pornit din nou la drum. Însă tot nu a apăruse vreo ciupercă după furtună. Uneori apar, alteori nu apar, a murmurat, a bătut iepurilă. Era adevărat că ciupercile erau indispensabile ca să-și împlinească planul, însă era nevoit să se descurce fără ele. Incredibil! Ce-o fi asta?" a întrebat ursoc surprins când au ieșit din pădure. În fața lor, din desișul copacilor, se vedea o cabană. Acolo locuiesc Mara și Manu, l-a lămurit iepurilă. Mara și Manu erau în fața casei și luau micul dejun. Uite-i pe ursoc și pe cavalerilă, a strigat Mara bucuroasă. Veniți să mâncați cu noi, avem destulă mâncare pentru toți. La această invitație, prietenii n-au mai stat pe gânduri. Ce cu voi de sunteți atât de abătuți și îngândurați? I-a întrebat Mara. Iepurile a început să-i povestească Marei toată pățania cu ciupercile. Manu a făcut doar ochii mari ascultând toată povestea, iar Mara ne-a zis decât, aha, apoi s-a gândit la ceva. Am și o mică rugăminte la voi înainte să plecați, le-a spus ea. Mara i-a rugat pe Cavalerilă și pe Ursoc să o ajute cu treburi prin curte, pentru că nu se descurca singură, iar cei doi prieteni au acceptat imediat. Era o muncă titanică, însă pentru iepurilă totul era floare la ureche, el părea că se distrează. Nici n-au terminat bine treaba, ca a și strigat. Mara, ce-ai zice dacă am tăiat și niște lemne de foc și dacă ți-am repara și acoperișul? Tu vorbești serios? l-a întrebat Ursoc, făcând ochii mari. Ursoc era un urs binevoitor și generos de felul lui și îi plăcea să-i ajute pe ceilalți, însă, de data aceasta, îi se părea că iepurile exagerează. El muncise toată ziua, iar iepurile, în loc să-l ajute, stătuse la povești cu Mara. Când treaba a fost gata, se făcuse deja după amiaza târziu. Nu mai pot. Hai să plecăm acasă," a spus ursoc. Nu voia ca ziua lui să-l prindă în pădure. Iepurilă voia și el să se întoarcă acasă. Erau multe de făcut acolo. La revedere, pe curând, au strigat Mara și Manu, făcând cu ochiul. Cei doi prieteni au pornit pe drumul spre casă după ploaia zdravănă care limpezise toată pădurea cu o zi înainte. Ce păcat că n-am mai găsit ciuperci, am urmăit dezamăgit ursoc. Da, într-adevăr, e mare păcat, l-a aprobat cavalerila. Dar uh, putem organiza o cină la lumina lumânărilor și fără ciuperci gratinate, nu-i așa?" a întrebat Ursoc încrezător. Da, sigur că putem face asta," i-a confirmat iepurilă. Du da 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 du da 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 a început să fredoneze ursoc fericit. În gânatul lui se cu cântecul la mulți ani. Deși se întorceau fără ciuperci, Ursoc era bine dispus încă de dimineață. Nu mai rămânea decât să-i pice fisa și lui Iepurilă. Mâine e sâmbătă, penultima zi din iulie. O zi specială. O fi ziua de naștere a cuiva? A întrebat Ursoc, făcând din nou aluzie la ziua lui. Zi de naștere? Nu cred, a spus amuzat prietenul său. Ursoc a oftat. Nu voia să-i spună deschis lui iepurilor, și era tare mândru că putea să se abțină. Restul drumului l-au străbătut în tăcere, până când au zărit în depărtare căsuța din stejarul uriaș și pajiștea din fața ei. Cu cât se apropiau mai mult, cu atât se auzeau mai tare râsete și veselie. Vecinii și prietenii lor păreau că se distrează de minune. Deodată s-a auzit un fulfuit. Era coțofana, care a trecut pe deasupra capului lor, apoi a croncănit o dată tare, ca un semnal. În acel moment s-a făcut liniște de plină în jur. Brusc, s-a mai auzit foșnind ceva în tufiș. Abia atunci porcul de apă, ariciul, grăsunul Iacob și doamna Gaga i-au văzut pe cei doi prieteni. Ia te uită, v întors!" a exclamat Iacob surprins. Dar ce credeți? i-a replicat ursoc. A, nu, nimic, nimic!" a răspuns grăbit Iacob. Dar chiar nimic!" a confirmat și porcul de apă. Absolut nimic!" a repetat ariciul. Lui urso se părea ciudat cum se comportau vecinii, dar nu i-a mai întrebat altceva. Oricum, era tare, tare dezamăgit. Seara, în timp ce luau cina în jurul focului, au început să discute cu voce tare. Ce-ar fi să organizăm mâine seară o petrecere câmpenească?" le-a propus iepurilă. Chiar și invităm pe toți prietenii noștri," a completat ratonul ceilalți l-au aprobat cu glas tare. Mergem amândoi mâine dimineață să-i invităm la petrecerea câmpenească pe locuitorii din Poiana Iepurașilor? L-a întrebat cavalerilă pe ursoc. Wow, sigur se vor bucura cu toții! Cu siguranță vor fi încântați! S-a entuziasmat și Ariciul. Toată lumea a fost din nou de acord. Ursoc nici n-a răspuns, nici n-a râs și nici n-a comentat ceva. Stătea retras pe o buturugă și era tare dezamăgit, necăjit și îngândurat. Mai târziu, după ce au terminat de mâncat și de pus detaliile la punct, a plecat fiecare la casa lui. Iepurilă adormise deja în căsuța din Marele Stejar, însă Ursoc era încă treaz. Auzi la ei, vor să facă o petrecere câmpenească, dar de ziua mea au uitat cu totul. Cum se poate așa ceva? și-a spus el. Gândurile nu-i dădeau pace, iar bietul de el își făcea tot felul de scenarii. Sau poate vor să mă păcălească? a presupus el iarăși. Poate vor să mă surprindă mâine dimineață? Ursoc spera din tot sufletul să fie așa și, cu acest gând de consolare, a adormit în sfârșit. Dimineața următoare l-au trezit râsetele prietenilor lui. Cred că vor să-mi cânte la mulți ani, și-a spus ursoc plin de speranță. Bună dimineața! I-a salutat el vesel când a coborât din stejar. Bună dimineața și ție, ursoc! I-au răspuns toți. Hai, mai repede, prietene, trebuie să plecăm să ducem invitații la toată lumea, l-a grăbit iepurilă sărind de pe bolovanul pe care stătea. În acel moment s-a auzit un țipăt și o scrâșnitură de tinți. Au, vai, mă doare, ce tare, mă doare, mi-am sucit piciorul, a țipat rilă ținându-se de genunchi. Bietul iepurilă, au exclamat cu toții. Iepurilă, te doare rău? L-a întrebat ursoc îngrijorat. Din păcate, va trebui să te duci singur, să duci invitațiile, ursoc. I-a spus cavalerilă strâmbându-se de durere. Da, da, așa e. Ce păcat! Îl susțineau ceilalți dând din cap. spune tuturor să fie aici până la lăsarea serii, i-a zis iepurilă. Și te rog să nu omiți pe nimeni, pentru ca nimeni să nu se simtă jicnit. Ursoc era tare dezamăgit. Da, da, a mormăit el și a pornit la drum. Mergi încet, nu te grăbi, a strigat iepurilă după el. Că îi părea tare rău că trebuia să se poarte așa cu ursoc, însă altfel nu avea cum să-i reușească surpriza. Nu uita pe nimeni, ca să nu se simtă jignit. Ce să-ți povestesc? Mormăia în continuare ursoc și fix pe mine a uitat să mă invite. Era foarte supărat și cu cât mergea mai mult, cu atât îi creștea supărarea. În orele ce au urmat, ursoc a reușit să treacă pe la toată lumea și să lase invitațiile. Cei pe care îi vizita îl întâmpinau cu bucurie și îl serveau cu limonadă. Asta îi mai ridica puțin moralul, căci bietul de el străbătuse poiana iepurașilor în lung și în la transpirase și obosise de atât a mers. Când a terminat, se făcuse deja după amiază. Epuizat, s-a așezat pe un pietroi și s-a șters pe frunte cu Batista. Acum, ce mai fac?" l-a întrebat pe șoricelul de câmp care se ținea după el. Mă bucur de această zi minunată. Hai să facem o baie în iaz!" i-a propus ursoc șoricelului s-a bălăcit cu șoricelul în apa rocoritoare a iazului, după care au stat la soare să se usuce. Apoi s-au așezat la umbră sub o tufă de soc și au tras un pui de somn. Puiul de somn s-a transformat într-un adevărat somn odihnitor, care i-a alungat supărarea lui Ursoc. I se poate întâmpla oricui să uită o zi de naștere, nu e atât de grav, a concluzionat el, iar șoricelul a fost într totul de acord. Ursoc era acum nerăbdător să se întoarcă acasă la prietenul său, Cavalerilă. Abia aștepta petrecerea câmpenească și, chiar dacă nu era o petrecere în cinstea zilei lui de naștere, asta nu însemna că nu se puteau distra. Cu aceste gânduri în minte, Ursoc a pornit pe drumul de întoarcere și a ajuns acasă exact când apunea soarele. Dar stai! Ce se vedea? În fața căsuței din stejar era o scenă mică și colorată care strălucea în apusul auriu, iar de crengile copacilor atârnau lampadare și felinare multicolore. Totul arăta minunat, dar oare unde erau toți prietenii lui? Ursoc s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta. Degeaba, nu se vedea nimeni. Atunci s-a ridicat cortina, iar pe scenă au apărut toți locuitorii din poiana iepurașilor. Rila a început să cânte, mulți ani trăiască, și toți au continuat, la mulți ani. Cântecul a fost o surpriză uriașă pentru ursoc. Până la urmă n-ați uitat de mine, a spus el timid, dar foarte fericit cum să uităm!" a exclamat Rilă. Iar acum, stimați spectatori, vă rugăm să luați loc și să vă bucurați de această piesă de teatru organizată în cinstea zilei de naștere a celui mai bun prieten al meu, Marele Ursoc!" Ursoc rămăsese fără cuvinte. Cum?" a îngânat el. Dar atunci s-a auzit cineva care striga. Faceți loc! Faceți loc!" Erau Mara și Manu, care trăgeau după ei o roabă în care era o oală și câteva farfurii. Iată cadoul nostru pentru tine, i-a spus Mara lui Ursoc cu vocea ei puternică. Ciuperci gratinate, salată și compot de soc. Ursoc! A făcut ochii mari. Deci Mara și Manu culeseseră ciupercile înaintea lor, iar iepurilă a știut. Ce iepuraș și oret! Mara și Manu au pus o lumânărica prinsă în dreptul fiecărui loc de luat masa și au servit fiecare invitat cu o porție uriașă de mâncare. Acum toată lumea lua cina la lumina lumânărilor, iar ursoc și spectatorii trăiau o experiență unică, urmărind piesa de teatru pregătită. Nu se mai pomenise vreodată în poiana iepurașilor un eveniment așa de fastuos piesa de teatru avea un subiect palpitant care fusese inventat de iepurilă, doamna Gaga, coțofană, porcul de apă, de arici, raton, veverițe și Iacob cel Grăsun. În piesă mai jucau trei vrăbi și patru șoricei, toți pictați, frumos și costumați. Acțiunea era atât de captivantă încât spectatorii uitau chiar să și mănânce. Punctul culminant a fost când doamna Gaga a dansat balet pe burta porcului de apă, acompaniată de Iacob cel grăsun care cânta la fluier. Momentul a fost minunat, chiar dacă n-avea legătură cu pieza, iar doamna Gaga a dansat până când Iacob n-a mai rezistat și a cedat. Tot atunci s-a încheiat și piesa de teatru. Ursoc era foarte impresionat că prietenii săi făcuseră atâta efort numai și numai pentru el. Spectatorii erau nemai de încântați și aplaudau cu entuziasm, iar Ursoc era uimit de tot ceea ce se întâmpla în jurul lui și se bucura de acel moment minunat. Petrecerea a fost plină de veselie, așa cum numai înținutul lor era posibil. Pentru ursoc, un lucru era clar. Nu mai avusese parte niciodată de o așa aniversare. Și eu, eu care mă gândisem că ați uitat de mine, am urmărit el fascinat în continuare de ceea ce îi se întâmpla. Cum ai putut să-ți închipui așa ceva, ursoc?" a întrebat iepurilă foarte serios. Apoi? a izbucnit în râs. Apoi și doamna Gaga, apoi și Ariciul, apoi și șoricelul și coțofana. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei prieteni, a spus ursoc fericit. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!